Pe banca echipei Băimărene, la acest meci a stat antrenorul secund Sorin Rădulescu, care l-a înlocuit pe tehnicianul Aurelian Roșca. Acesta va lipsi de la HCM Baia Mare până la finalul sezonului din cauza unui deces în familie. De asemenea, la începutul partidei, Paula Ungureanu a fost huiduită de publicul aflat în sala polivalentă la Scărpană. Portărița a fost primită cu ostilitate de suporteri din cauza faptului că din sezonul viitor ea va evolua la rivala CSM București. Baia Mare și Roman s-au întâlnit în etapa a 22-a Ligii Naționale. După un început echilibrat de meci în care cele două echipe au preluat pe rând conducerea, HCM Baia Mare s-a desprins la 2 goluri în minutul 9, când scorul devenea 6-4. Vicecampioana României și-a mărit avantajul până la pauză și a încheiat prima repriză cu plus 5 pe tabelă, scor 15-10. Băimărencele conduse de la margine de Sorin Rădulescu și Ioan Băban și-au menținut un avantaj consistent și în repriza secundă, iar la jumătatea acesteia a stabilit cea mai mare diferență de scor după ce s-a desprins la 6 goluri, scor 21-15. Echipa din Roman a avut un moment de sclipire pe final de meci când s-a apropiat la 2 goluri. Oaspetele nu au reușit mai mult, deoarece băimărencele au mărit din nou diferența de scor, iar în final au reușit să se impună cu 27-22. Rezultatul just, după valoarea echipelor și valoarea loturilor celor două combatante de astăzi. Sigur că nu pot să remarc realizările colective, pentru că fetele noastre, jucătoare noastre, au fost mări și țări, duse la loturile naționale, numai a României și a celorlalte țări, și au revenit înapoi. Până la urmă, aș remarca forța grupului la ceva colectiv, în sensul de a remarca faza defensivă-apărarea organizată, unde, zic, am avut momente foarte bune. Luciana Marin s-a arătat mulțumită de jocul făcut de HCM și se bucură de faptul că niciuna dintre coechipierele sale nu s-a accidentat în acest meci. Un meci destul de echilibrat, pentru că noi am avut momente și momente și cred că echipa din Roman s-a ridicat la nivelul unui meci foarte, foarte important și destul de greu, zic eu, pentru că știm foarte bine că ele au o apărare foarte bună. Și chiar dacă a lipsit Carmen astăzi, pentru că este fosta colega mea, ele s-au descurcat foarte bine. Îmi pare bine, în primul rând, pentru echipa mea, pentru că după o perioadă atât de aglomerată pentru noi, am reușit să aducem victoria astăzi pe teren propriu. Și îmi pare bine că am reușit să ieșim sănătoase, care este cel mai important lucru pentru noi. HCM Baia Mare se menține pe poziția a doua în clasamentul Ligii Naționale, la 6 puncte de liderul CSM București. Pentru a mai spera la titlul de campioană, băimărencele trebuie să câștige toate partidele rămase de disputat, iar echipa din București să facă cel puțin un pas greșit până la finalul campionatului. În cazul în care CSM va suferi o înfrângere, campioana României s-ar putea decide în ultima etapă de campionat, când cele două formații se vor întâlni în Baia Mare. În etapa viitoare a Ligii Naționale, HCM Baia Mare va evolua în deplasare la SCM Craiova. Partida va avea loc luni, 28 martie.